Lista de comisioane și tarife pe care le percepe Casa Națională de Pensii Publice pentru actele pe care le eliberează asiguraților a fost publicată în monitorul oficial. Mai precis, lista cuprinde tarifele pentru eliberarea adeverinței care atestă calitatea de asigurat sau a certificatului privind stagiul de cotizare în sistemul public de pensii. Potrivit actului normativ, cei care solicită eliberarea adeverințelor care atestă calitatea, venitul asigurat și stagiul de cotizare realizat vor plăti un tarif de 15 lei. Același preț va fi plătit de sigurat și pentru eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare în sistemul public de pensii. Pentru eliberarea acestor documente, tariful se percepe pentru fiecare certificat, respectiv pentru fiecare adeverință. Actul normativ precizează, în schimb, că se va percepe un singur tarif de 15 lei în situația în care asiguratul, beneficiarul de drepturi de asigurări sociale, solicită, prin aceeași cerere, mai multe certificate privind stagiul de cotizare și punctajul anual realizat în sistemul de pensii sau adeverințe care atestă calitatea a venitul asigurat și sau stagiul de cotizare realizat. Mai mult decât atât, solicitantul va plăti tot un singur tarif de 15 lei și în situația în care a desfășurat activitate în două sau mai multe județe și solicită adeverințele amintite la o singură casă teritorială de pensii, deși un asemenea document trebuie eliberat de o altă casă de pensii, alta decât cea sesizată prin cerere. Conform reglementărilor intrate în vigoare, asigurații vor achita tarifele percepute pentru aceste operațiuni aferente sistemului de pensii la casă. Cateria caselor teritoriale de pensii.